Hai să ne pice, te rog, hai cu speciala aia. Bă, deci închid ochii, acum am ochii închiși, 3, 2, 1 și... Astăzi jucăm Stumble Guys și avem un episod mult mai special, deoarece astăzi, după cum puteți vedea, avem aici 50 de gemuri. Aveam și un de-asta random skin la free spin-ul acesta de la Stumble Pins, dar din greșeală l-am deschis pe live când am vrut să vă arăt ce o să deschidem, ce o să se întâmple în episodul de astăzi. Că am făcut aseară un live în care am zis tot ce se întâmplă în acest episod. Deci avem aceste 50 de gemuri. Hai să nu apăsăm și pe astea din prima acum. Aveam și ăsta, da, e, nu-l mai avem, dar avem aici pe shop două free spin-uri. Și avem și Greedy Ron-ul ăsta și Epic Skin-ul. Poate vă întrebați, bă, da, Greedy Ron-ul am 105 gemuri, cum pot să deschid, că ăsta e 110? Păi da, după cum bine știți, cum am zis și mai devreme, avem astea 50 de gemuri, dar în primul rând hai să deschidem și noi free spin-urile astea și după jucăm cu Greedy Ron-ul și cu toate astea pe aici. De fapt, deschidem free spin-urile, Epic Skin-ul, după luăm gemurile și după deschidem Greedy Ron-ul. Hai să dăm cu primul free spin și dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să apăsați acolo pe butonul de like, să facem și noi la acest episod peste 50 de like-uri, chiar ar fi super tare și legendară. Bă, cât de aproape, bă, nu e, bă. Dar avem 5 gemuri și avem 110, deci putem să deschidem fără să fie avut chestiile astea. Așa, și hai să mai dăm și cu al doilea free spin, ceea ce e bine, o să rămânem după cu 50 de gemuri, nu cred că putem să deschidem nimic, dar nu e nicio problemă că mai strângem gemuri și putem să deschidem și alte lucruri. Hai să vedem cine pică al doilea, gemurile, deci prima oară la primul free spin mi-a făcut troll la legendară, acum cu tokenurile. Bă, la tokenuri acum la al doilea a fost mult mai rău decât la primul, adică nu știu, bă, a picat aproape, bă, era ca și trecut de el. La ăla era să-l apuce cum ar veni să treacă fix pe el, dar n-a trecut, dar la ăla chiar a trecut după el și bă, chiar am crezut că îmi pică tokenuri, bă, dar nu mi-a picat niciodată. Spuneți-mi voi acolo în comentarii, vă v-a picat 75 de tokenuri vreodată la free spin sau ceva de genul? Hai să vedem, deci ce mai avem noi aici? Avem tokenurile astea, gemurile astea, hai să le luăm de acum, avem 160, bun. Și intrăm aici, deschidem Epic Skin-ul, că avem 35 de astea și după deschidem și Greedy Ron-ul. Ia să vedem la asta, are 88% Epic, 11% Legendar și 1% Special. Hai mă cu speciala, hai cu speciala aia, forță băieți acolo, like, dacă încă n-ați făcut-o să ne pice specială, mamă, cum ar fi să ne pice, cum ar fi, dar te rog Legendar, nu, du-te, bă, dar mai am, păi stai, ia câte de astea îmi dă, 15, bă, dar n-am ce să fac cu ele, bă, hai mă, bă, bune, nu-mi dă chiar nimic. Bă, măcar acum, la Greedy Ron-ul ăsta, vă rog băieți, țineți-mi acolo pumnii, scrieți acolo în comentarii, hai cu Greedy Ron-ul ăla să ne pice special asta, deci avem Greedy Ron-ul 4%, eu zic că poate să ne pice, avem astea pe aici, Greedy Dance, sunt mortu că s-a băgat Greedy Dance, what? Ce tare, stai de mult, nu cred că e de mult, ok, Polar Bear ăsta, Super Guy, Football ăsta e Footstep-ul mi se pare, Warthog, ce mai pe aici, ăsta, Echinul ăsta, Leonidas, așa, hai să ne pice, te rog, hai cu speciala aia, bă, deci închid ochii, acum am ochii închiși, 3, 2, 1 și... Bine, mă, bă, doamne, mamă, cum a fost asta, bă, ne-a picat Greedy Ron-ul specială, bă, cât de tare, bă, cât de tare, nu vine să cred, pe bune, chiar e tare. Bine, era 4% șansă, dar, bă, uitați, doamne, cât de șmechere, cum strălucește la așa, bă, chiar e tare skin-ul ăsta, bă, deci... Mamă, cât mi-am dorit skin-ul ăsta să-mi pice pentru episod, să fie episodul ăsta cât mai forță. Apăsați acolo să facem 100 de like-uri, băieți, chiar merită acest video, chiar merită să facem 100 de like-uri minim. Ce 100, mă? 200, 300. Asta totul depinde de voi. Puteți să dați și share mai departe la prietenii voștri, să intre și ei să vadă aici cât de tare a fost asta. Hai să intrăm într-un mes să deschidem. Bă, dar știți care e faza? Și ce vreau să fac? Mamă, dar stai că trebuie să intru așa aici, dar nu, lasă că dau meci normal că vreau să jucăm cu jucătorii. Vreau să intru la Super Bowl, dar poate ne pic aici Super Bowl că e tematica, e la fel cu skin-ul, are cam aceeași legătură, dar cine știe cum ne pică chiar acum în ăsta, hai să vedem. Bam, 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 bă, deci chiar sunt fericit fiindcă mi-a picat ăsta Greedy Ron-ul, chiar a făcut episodul complet, cum s-ar spune, poate facem și un win și ar fi super tare, deci dacă facem și win, mamă, deci e cel mai tare video. Mamă, deci cam așa este skin-ul, chiar e tare, spuneți-mi dacă vouă vă place, bă, cred că sincer, cred că e skin-ul meu preferat pe care l-am acum, bă, dar chiar e tare, pe bune, chiar cred că e skin-ul meu preferat,
Mai am o specială, Frozen Valkyrie, care tot la fel mi-a picat din primul ăsta, din primul spin de la roata lor specială, că astea sunt roțile speciale, cum ar veni. Frozen Valkyrie avea 5%, ăsta avea 4%, dar bă, chiar mi-au picat ambele și chiar mă bucur fiindcă mi-au picat, dar hai să ne calificăm și noi aici. Mă calific primul, să calific pe ăsta de gold și eu tot de gold, da, e. Am fost al doilea, bă, dar chiar este super tare, nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii, vă place skinul acesta de Gridiron, de... Asta de fotbal american auriu, vă place sau nu vă place? Scrieți acolo în comentarii părerea voastră dacă vă place. Sau scrieți ce skin vă place din astea noi apărute, chiar sunt curios acolo ce skin vă place vouă. Ok, cât s-a mai rămas? 16 persoane, hai să vedem și în a doua rundă. Poate ne pică și nouă Super Bowl. Chiar ar fi super să ne pice Super Bowl, adică să fie aceeași tematică, dar cine știe, ia să vedem, ne pică sau nu ne pică, ia. Hai. Și a doua hartă o să fie... Și o să fie, ce o să fie, Super Bowl, hai mă cu Super Bowl-ul, hai, te rog, hai să vedem, bă băieți, ce ne pică, IC Heights, ok, bă, dar nu pot să fac, e grea mă chestia aia, să faci să sar pe aici prin astea, dar aia, poate încerc să fac altceva, să o fac pe asta așa pe aici, sau dacă mi iese, opa, hai că mi-a ieșit, bă, chiar a fost bine, nu mă așteptam. Chiar a fost bine, nu mă așteptam, bă, dar dacă mă duc și aici ar fi mult mai bine, dar am pierdut tot ăsta, hai să fiu. Ok, mă, măcar mă calific, dar era super dacă puteam să fac treaba asta, să-l fac așa pe tot, chiar era super tare, dar tot mă calific, na, nu mă calific primul, dar al doilea, l-a căzut, săracu, aie, bă, cine știe, am ajuns în runda finală, poate câștigăm meciul ăsta, ar fi super tare dacă câștigăm și meciul acesta, deci am făcut, am primit Gridiron-ul. Deci fiți atenți, să recapitulăm așa puțin până acum ce s-a întâmplat. Deci, în primul rând, mi-am luat baitul ăla cu legendara la primul free spin. După la al doilea free spin mi-am luat baitul ăla cu tokenurile, cu alea 75 de tokenuri, tot așa de legendar avea chestia aia așa culoarea. Dar, totuși, măcar mi-a picat Gridiron și cum se spune, a treia oară este cu noroc. Bine, n-a fost chiar a treia oară, că a fost și epic skin-ul ăla care a fost, vai de capul lui, epic skin-ul a fost prăpăd, sincer. Mi-a picat un duplicate, măcar 15 dalea, dar tot sunt puține, adică n-am rezolvat nimic. Ok, Lavaland. Bă, treaba este că eu n-am emoturi, asta este foarte nasol, foarte nașpa, dar poate nu dau băieții, nu fac troll pe aici cu emoturi, poate nu mă lovesc, chiar ar fi tare. Să ne jucăm și noi așa jocul acesta Lavaland, să ne jucăm și noi minigame-ul ăsta, cum e el normal, așa, fără emoturi, chiar ar fi super. Dar nu cred că are nimeni nimeni, în momentul am văzut că n-a dat nimeni nimic. Dar de ce par ar fi boți jucătorii ăștia? Habar n-am, nu știu, se mișcă așa ciudat, sincer, nu știu, dar e meci normal. Bă, oare există boți și aici la meci normal? Dar nu cred că există, că totuși sunt jucători mulți pe Stumble Guys, cel puțin în România, chiar sunt mulți și în toată lumea sunt, pe bune, chiar sunt. Nu știu, spuneți-mi dacă voi vă mai jucați. Bine, dacă vă uitați la acest video, bănuiesc că vă mai jucați în Stumble Guys, nu? Dar oricum mai sunt oameni care nu se joacă, dar se uită la videoclipuri, cum sunt eu la alte jocuri de altfel. Bă, dar chiar strălucește, mișto, chiar e super skin-ul ăsta, că uitați-vă și cum strălucește el așa, dacă vedeți particulele astea, cum strălucește așa. Nu mă refer de soluția asta, mă refer așa, până jurul, la casca asta mea doam pe cap, chiar strălucește așa, șmecher, chiar este super tare. Și chiar îmi place acest skin, chiar e super, uitați-vă cum strălucește așa din jur împrejur. Nu știu, cred că v-ați dat seama de ceea ce zic eu, dar ia să vedem, mă calific, ok, deci cred că câștig meciul, cred că îl câștig. Mă, dacă aveam emote aici, îl dădeam pe ăsta, îl spărgeam. Dar, cine știe, cred că îl câștig, sincer, cred că îl câștig, mamă, hei, nu, bă, cât de fraier am fost aici, nu pot să cred, bă, la limită, bă, a doua persoană. Măcar am câștigat Gridiron-ul, măcar am luat Gridiron-ul, dar dacă câștigam și meciul acesta era super tare, sincer, chiar era super tare. Hai să vedem totuși dacă mai avem ceva, dar nu cred că avem nimic, ia să vedem. 30 de dastea, 20 de dalea, nu mai avem nimic. Ok, recapitulăm, epic skin-ul jale, free spin-urile au fost mare bait, mare țeacă, cum să-l spune, Gridiron-ul super, nota 10, perfect, mi-a făcut episodul ăsta, sincer, chiar. Super tare, că ăsta era obiectivul, să luăm Gridiron-ul și chiar l-am luat și, după cum puteți vedea, intrăm aici la Customize, la skin-uri, bam, bam, uitați-mă, Gridiron-ul, a doua specială a mea, Frozen Valkyrie, prima, tot așa, din roțile astea, din wheel-urile astea, dar, da, Gridiron-ul, uitați-l cât de tare, chiar mie îmi place, chiar este super tare, spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place
Și da, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, apăsați acolo pe butonul de like, dacă încă n-ați făcut, o să facem și noi peste 50 de like-uri la acel video, ar fi super tare. Și să lăsați acolo un comentariu cu ce vreți să mai jucăm noi pe Stumble Guys sau ce jocuri vreți să mai jucăm, minigame-uri, că am văzut că vreți Roblox, dar nu știu ce să mă joc pe Roblox, scrieți voi acolo în comentarii. Și da, cam atât, mamă, 2000 de trofee am aici, 2000 de trofee. Ok, deci cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, like, subscribe, cu voi a fost Rafael, pa, pa!